Musti a ajuns în România. Fostul războinic a făcut declarații bombă despre Melina. Este o poveste de dragoste. O iubesc din tot sufletul meu. Musti a revenit pe tărâm românesc, după ce a fost eliminat de la Survivor România 2021. Drumul în competiția Survivor România 2021 a ajuns la final, acum puțin timp, pentru Musti din echipa războinicilor. Fratele lui Camara a ajuns la votul publicului după ce a fost nominalizat de Albert Oprea. Acum, Musti a ajuns pe tărâm românesc după eliminarea de la Survivor România 2021. Fostul concurent al emisiunii Fenomen de la Canal D a făcut primele declarații după ce a ajuns în România. Fostul războinic a vorbit despre viața pe care o avea înainte de competiție, dar și despre starea de spirit pe care o are acum, după ce a plecat de la Survivor. Aveam o viață destul de bună, proiecte pregătite ca să le scot, pentru că am o casă de producție și niște artiști mișto. Nu eram foarte sigur să mă bag în chestia asta, Survivor România. M-a trimis nebunul ăsta de fratele meu în jocul ăsta și m-am dus cu capul liniștit și pregătit de aventură. La o aventură sportivă, o aventură de viață. Așa că m-am dus cu capul liniștit și m-am întors cu capul mult mai liniștit și cu mare chef de muncă. De muzica mea nu mai știam ce să fac. E prima dată în viața mea când rămân 2 luni și ceva fără muzică. M-am întors cu mare chef, mai bine, mai ok pentru ce avem nevoie în viață toți să mergem înainte. Așa că, m-am întors super bine, ne-a mărturisit Musti, imediat după ce a ajuns în țară. Musti, dezvăluiri senzaționale despre Melina. În mediul online au existat tot felul de zvonuri, conform cărora între Musti și Melina s-ar fi înfiripat o poveste de iubire. Cei doi războinici au fost foarte apropiați pe durata parcursului lor în competiția de la Canal D, așadar, telespectatorii s-au gândit că poate relația dintre ei este mai mult decât una de prietenie. Musti a spus lucrurilor pe nume și a vorbit despre relația dintre el și cântăreața Melina. Este o poveste de dragoste, o iubesc din tot sufletul meu. Mamă, cât o iubesc! Dar ca pe o soră. Melina pentru mine este o soră în plus. Nu știu de unde a spus lumea că e o dragoste, dar nu a fost așa. Ea s-a simțit foarte protejată de mine, mai ales în partea de mâncare, să învețe multe lucruri de la mine. Ea s-a apropiat foarte tare de mine după aproape o lună. La început nu prea mă înțelegeam cu ea. Ea se știe cu fratele meu de 17 ani. Melina a simțit un sprijin din partea mea și eu chiar eram acolo pentru toți, care aveau nevoie de mine. Eu am fost mereu acolo pentru ea. O să o vreau în viața mea mereu, dar eu o simt ca pe o soră. Mie nu mi-a greșit cu nimic. Eu chiar o iubesc foarte mult, și pe Maria o iubesc, dar trebuie să ne echilibrăm, a conchis Musti, imediat cum a ajuns în România.